Barnum, undeva aici pe ecran o să vedeți videoclipul cum se face pana la bicicletă. O să vă arăt astăzi cum se desface roata de pe spate fără să te murdere. Știu, momentan sunt curate mâini. Pe la mine și pe spate este foarte, foarte simplu. Pur și simplu desfac quick release-ul ăsta de aici. Nu mai am, trebuie să mă mai complic cu șuruburi. Și încă se desface roata, foarte, foarte simplu, o să stau ceva de genul ăsta. Trebuie să tragem schimbătorul în spate, lăsăm pe cea mai mică roată și pur și simplu îl scoatem de pe pinion, trecând de schimbător și am scos roata afară. Și acum tutorialul care l-așteptați voi de multă vreme, cum să pune roata aici. Păi vii așa fain frumos cu ea aici, așa, și ca să vedeți și voi așa frumos, fain frumos, trage de schimbător, așa, îl pui ăsta aici, așa, așa, după care aliniezi discul în etrier și apoi, pur și simplu, tragi de roată să intre fix în suport. Numai că aici nu prea intre. Trebuie tras de ea să intre fix pe suport. Și gata. Și venim cu quick release-ul. Și să vă arăt și cum se centrează. Și ăsta e tutorial. Față de alte dăți, azi a fost multă liniște. Și am filmat liniștit. Mai s-au de bunică mai din când în când pe fundal, dar e ok. Vezi, babu, că te cam auzi așa. Ne supărăm dacă se aude. Da, sigur. O, ne supărăm noi. Așa, și că am centrat și roata, și acum testul. Se învârte, nu se învârte. Se învârte dacă merge cam înfrânată. Da, se învârte așa urât. Hai să vedem mai bine. Ia acum. E o idee mai bine, dar tot nu sunt mulțumit foarte. Și acum ca se face testul, dăm la pedale și se mișcă bine, hai. Am vorbit-o, se mișcă bine. Oameni buni, cam atât ar fi și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, știți prea bine și voi povestea cu like, share, subscribe și așa mai departe. Eu am fost Emi și noi desigur ne vedem data viitoare. Salutare, pa, pa!